apropo de Ronaldo, tu ai fi plictisit de subiect, dar asta e, nu cu mulți fotbaliști români acopilărit. Bate record după record, bate singur echipe, ce se întâmplă? În primul rând, cred că asta îl mai motivează să bată recordul. A ajuns la o vârstă în care îl vedem și noi. Nu trebuie să fii mare expert să vezi că i-a mai scăzut puțin din viteză. Execuțiile nu poate să îi le ia nimeni. Da? Astea rămân și după ce te lași de fotbal, ne uităm la foști fotbaliști care la meciuri din acestea amicale, da, între fostele glorii, vedem că încă le mai rămân aceste execuții. Dar nu cred că o va mai duce foarte mult la un nivel înalt. Are și la vârstă, face la anul 37 și nu cred că va mai putea să ducă acest ritm infernal, să joace campionat, Liga Campionilor, cupe și așa mai departe și echipa națională a Portugalia. L-ai vedea din nou Balon de Aur? Sau ai un alt preferat pentru Balon de Aur? Nu, anul ăsta nici nu pot să zici clar că e unul cert câștigător cum a fost în anii trecuți. Dacă un an trecut ne-au obișnuit Messi și Cristiano Ronaldo să fie la bătaie, ba unul, ba altul, și se băteau care să câștige balonul, anul ăsta cred că sunt mulți jucători care ar merita să câștige acest trofeu. De ce crezi că Ronaldo s-a adaptat mult mai repede la Manchester decât Messi la PSG? Deși a fost acolo când era copil. În primul rând, da, asta vreau să zic. În primul rând, a fost prima ieșire a lui Cristiano Ronaldo din Portugalia, a fost la Manchester United. Știa foarte bine fotbalul de acolo, știa foarte bine climatul de acolo. Are și un jucător foarte important din punctul meu de vedere, că am văzut aseară cum i-a lăsat o minge, practic ea bagotul că e și neiești, adică am văzut la Bruno Fernandes. Da? Eu zic că a făcut alegerea corectă pentru el și asta va fi singurul scop al lui, să bată record după record în tot ceea ce poate. Are cele mai multe goluri în Champions League și probabil vrea să mai marcheze și să iasă și anul acesta golghetă, deși va fi foarte greu că Manchester United nu are constanță în Champions League, dar el asta are ca obiectiv. Spuneai de echipa națională, suntem aproape de o calificare la baraj? Simți asta? Da, suntem aproape de o calificare, dar aici depinde foarte mult și de băieți la ce formă sunt la momentul jocului cu Islanda, pentru că pe hârtie să zicem că sunt favoriți, dar noi avem de luat acea revanșă de la baraj, chiar dacă am câștigat la ei cu 2-0, da? Abia asta ar fi revanșa, nu? Abia asta ar fi revanșa, că practic Liechtenstein nu mai contează din punctul meu de vedere. Asta ar fi cam meciul care ne-ar duce la baraj, din punctul meu de vedere. Vor fi afectați de anunțul lui Mirel că pleacă? Cu siguranță, unii jucători vor fi, alții nu, pentru că caracterele sunt diferite. Eu sper ca toți jucătorii care vor fi convocați să dea maxim. În primul rând joacă pentru o țară întreagă, pentru România, și apoi, bineînțeles, pentru ei, în primul și în primul rând. Apropo de jucat pentru România, o surpriză mare în lot. Un jucător pe care îl cunoști la 15 ani și un pic, parcă ești tu când debutai la Dinamo, Sali, de la Faro. Da, este un jucător interesant. L-a urmărit? L-am urmărit, l-am văzut la meciul echipelor naționale. L-am văzut și în Liga I, că a dat gol. Este un jucător interesant. Sper să continue pe același drum și să se mențină, că acum aici e greu, de-abia acum începe. Adică nu e presiunea cam mare? Este o presiune mare, dar dacă vrei să ajungi fotbalist, trebuie să faci față acestei presiuni. Eu n-am avut norocul lui să fiu convocat la 15 ani, da? Deși am debutat și eu la 15 ani jumate. Am debutat abia la 18 ani jumate. Bine, erau alte timpuri, alte vremuri, alți jucători. Dar asta trebuie să-i dea o motivație în plus, da? Și cum am zis, munca grea, de-abia cum începe. Nu s-a putut niciodată să fie antrenor? Stoican după o lună de zile, e dat afară de la Craiova. Grea viața de... Păi uite, mi-ai dat un exemplu acum, chiar tu, punându-mi această întrebare și m-am întrebat dacă vreau să fiu antrenor. Nu, momentan fac acest lucru de intelezare, ca nu necesită să fii antrenor, pentru că am făcut fotbal și asta nu poate să-mi ia nimeni lucrul acesta. Le arăt copilor cum se lovește mingea, corect, unde vrei, când vrei să dai, unde vrei să dai, și bineînțeles e mult de muncă. Iar ca antrenor, cum ai zis tu, nu m-am gândit, dar nu se știe ce-ți rezervă viitorul. Dar te surprinde, spre exemplu?
fotbalista națională, vin după mutul, să spunem. Nu mai mă surprinde absolut nimic în România, pentru că, cum am zis, în România nu se caută continuitatea unor antrenori, adică să lași un antrenor să-și ducă ciclul până la capăt. Nu ai rezultate, imediat se schimbă antrenorul. Atunci ne mai mirăm de ce majoritatea echipelor din Liga 1 aleargă mai mult fără minge, adică fac jocul fără minge decât cu minge. Preferă să se apere foarte bine și dacă vor da un gol pe contraatac, atunci va fi ok. De aceea nu avem nici spectacol, de aceea este această presiune mereu pe antrenori, iar antrenorii nu au timp să-și dezvolte cunoștințele în ceea ce au de pregătit, pentru că pentru a implementa o tactică de joc unei echipe sau un stil de joc, necesită timp dacă jucătorii aceia nu cunosc acea tactică sau acel stil. Ești aici unde ai pus prima dată ghetele în picioare, n-a fost niciodată suferință pe vremuri alea ca acum? Da, într-adevăr, ce se întâmplă acum la Dinamo, nu cred că s-a confruntat niciodată această echipă, din nefericire pentru tot fotbalul urmăresc, nu vorbesc doar de Dinamo Viști aici, pentru că toți ar prefera o Dinamo puternică și nu o Dinamo aflată în această situație. Grea misiune pentru Red. Este grea, dar nu e posibilă, totuși are destui de jucători de valoare. Eu zic că după o pregătire bună de iarnă, atunci se va vedea cu adevărata fața lui Dinamo. Erai copil când Cornel Dinu îi dătea o vacanță lui Adrian Mihalcea de la echipă. Nu prea seamănă cu Soresu, cum Mihalcea era obosit. Nu vreau să facem comparații între generațiile care au fost cea mai mare greșeală, pentru că sunt alte generații, sunt alte caractere și așa mai departe. Trebuie să luăm ca atare ce se întâmplă acum și o luăm la nivel mondial. Vedem că majoritatea țărilor, da, din Europa mai ales, iau jucători din țările africane. Da? Și tocmai de asta vreau să specific că nu trebuie să comparăm ce a fost în trecut cu ce se întâmplă acum. Dar eu Sorescu un caz? Sorescu, nu știu care e exact situația, ce s-a întâmplat între antrenori și Sorescu. Probabil a fost o discuție mai dificilă, care, bineînțeles, antrenorul întotdeauna are dreptate și atunci a trebuit să accepte decizia antrenorului, că până la urmă așa se întâmplă în fotbal, nu? Dacă joci, dacă nu joci, trebuie să accepti decizia, nu trebuie să fii neapărat de acord cu ea, dar trebuie să accepti că el este antrenor și el până la urmă cum se cheamă pentru rezultate el răspunde, clar. Răspunde. Dar mai poate fi o relație sudată între un fost capitan și eu știu, cu o personalitate și un antrenor care da, bineînțeles, adică fiecare își face treaba, trebuie să fie ambii profesioniști. Jucătorul dacă își face treaba, nu trebuie să fie prieten cu antrenorul, niciun jucător, nu? Atât timp, asta și în vestiar. Chiar eu le-am zis-o când m-am întors în 2008, noi nu trebuie să fim prieteni în afara antrenorului, trebuie să fim prieteni în teren. Și asta cred că e lucru ceea ce îi lipsește lui Dinamo în acest moment. Din ceea ce văd, ușor, ușor poate să-i formează un grup alături de Torje, Matei, Filip și așa mai departe, jucători care au fost la Dinamo, știu ce înseamnă Dinamo și sper să-l aducă din nou Dinamo acolo unde e loc. Mersi frumos!